Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Siguranță și încredere, doar un slogan învechit. Stimați colegi, în ultima perioadă, modalitatea de intervenție a forțelor de ordine și a celor ce trebuie să asigure siguranța cetățenilor au șocat de multe ori atât opinia publică, cât și pe cei vizați de aceste intervenții. Am asistat acum mai bine de o lună la intervenția în forță a jandarmeriei și a poliției în toiul nopții asupra unui demnitar, o intervenție abuzivă, fără îndeplinirea vreunei formalități legale. Intervenție lăudată de domnul ministru Lucian Bode. Acum o săptămână, un tânăr și-a bătut joc de efectivele de poliție și jandarmerie, fugind cu autoturismul de sub nasul lor. Iar ministrul Bode le-a căutat scuze lucrătorilor MEAI. S-a dovedit faptul că instrumentarea cazului a fost una făcută doar să fie punctată, iar parchetul a luat măsura, ca și în cazul vânzătorilor de pătrunjel, aceea a controlului judiciar. Evenimentul petrecut în Jilava, județul Ilfov, la școala generală numărul 1, în data de 12 octombrie anul curent, prezentat pe larg opiniei publice cu imagini clare ale descinderii unor lucrători ai MEAI, în care mai mulți copii au fost supuși unui stres emoțional grav și din cauza atitudinii total lipsită de profesionalism a reprezentanților poliției, ne duce cu gândul la abuzuri de o gravitate rar întâlnită în modul de operare a acestora. Ministrul Bode tace în acest caz. Acum două zile, un polițist s-a sinucis la Mărăcineni, județul Buzău. Altul în Dej, județul Cluj. Motivele nu le cunoaștem, însă se pare că unii din polițiștii care nu vor să fie părtași la abuzuri devin victime ale acestora din partea superiorilor. Fiecare superior are superiorul lui. Iar în MEAI, superiorul suprem este acest ministru, domnul Bode, care a fost scăpat de PSD, PNL și UDMR de moțiunea simplă de... Numai târziu de aseară a avut loc o nouă intervenție în forță asupra protestatarilor de pe șoseaua antiaeriană, unde oamenii au văzut că autoritățile își bat joc de ei. Au cerut un singur lucru, simplu, care ar putea să prevină accidentele, o trecere de pietoni și un semafor. Ce au primit? După bătaia de joc, au primit amenzi și bastoane. Să nu uităm că pe acea trecere de pietoni a fost ucis un copil de 18 ani. Constatăm că ministrul Bode acționează cu dublă măsură în acțiunile pe care le dictează și coordonează. Așadar, pentru faptul că domnul Bode nu poate să aibă grijă nici de oamenii săi, nici de cetățenii acestei țări, ba mai mult, încurajează abuzurile, AURI solicită demisia. Una nu de onoare, ci de datorie față de români și față de România. Gianina Șerban, deputată AUR de Ilfov.